Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți alături de noi de postul Radio Vocea Evangheliei București aici pe Frecvența Veștilor Bune Astăzi am pregătit un subiect așa în zona aceasta spirituală, în viața aceasta de um, zi cu zi, îmbinată cu viața spirituală, și anume religia între bine și rău. S-a vorbit mult despre religie prin diverse căi, moduri, în diverse locuri, însă aș vrea în dezbaterea de astăzi să pornim de la niște Date în urma unei cercetări realizate în anul 2023 la nivel european. O să revin cu aceste informații pe parcursul discuției noastre. Pentru tematica de astăzi, ne bucurăm să-l avem din nou alături de noi pe domnul Cornel Haureș, președinte al Bisericii Creștine pe Evanghelie din România, prezbiter în Biserica Creștină pe Evanghelie Providența din Suceava. Bun revenit în emisiunea noastră. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și în seara aceasta. Ne bucurăm și noi că ați acceptat invitația. Așa cum am spus, aș vrea să comentăm cumva un sondaj care s-a făcut la nivel european asupra religiei și acesta arată o tendință a europenilor de a nu mai crede în existența forțelor supranaturale, asupra divinității, chiar nu se mai crede sau nu se mai ia în considerare că ar exista un iad sau forțe ale celui rău, și vom extinde cumva dialogul nostru. Au fost cercetate mai multe domenii din sfera religiei, dar pentru început, fiindcă sunteți pentru prima dată anul acesta cu noi, cum ați început anul, dacă aveți așa un mesaj de început de an pentru ascultătorii noștri. Mulțumesc, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și chiar și anul acesta, 2024, după multe provocări care au fost în 2023, și anul acesta este un an promițător cel puțin din perspectiva în care văd eu. În mod special mă bucur pentru că noi avem o bază, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, și citindul în fiecare zi ca și parte din activitatea noastră și numai activitatea plăcerea noastră de a fi conectați cu uh, divinitatea, conectați cu cerul, uh, cuvântul lui Dumnezeu ne aduce multă speranță și multe perspective. Și ca și în fiecare an, mi-aduc aminte de copilăria noastră când tata de sărbători ne aducea două portocale cu greu găsite undeva pe vremea aceea e, și una se desfăcea, prima portocală se desfăcea în ajunul e, sărbătorilor e, de Crăciun și a doua portocală puțin mai încolo la începutul sau în ajunul anului nou. Și e, când desfăcea portocala, fiecare primea câte o feliuță și era o mare bucurie pentru noi. Dar tata zicea, vă dau feliuța de portocală, numai că trebuie să-mi spuneți ceva frumos, ceva marcat anul acesta. Și întotdeauna lucrul acesta mi-a revenit în minte, chiar dacă noi n-am practicat, să spunem acum, pentru că portocale sunt la discreție, așa, și nu trebuie să mănânci doar o singură feliuță de portocală, dar și anul acesta mi-a revenit în minte, oare ce vrea Dumnezeu să-mi spună și anul acesta? Și anul acesta am avut parte de câteva personaje pe care i-am găsit în scriptură și primul dintre ei a fost Iosif. Și am constatat că Iosif, era un om simplu, nu cunoaștem ce profesie avea la modul concret, doar faptul că el era templar, spune Sfânta Scriptură. Nu știm câte diploma avea, nu știm dacă era bogat, nu știm abilitățile lui, nu știm aproape nimic despre el. Iosif, soțul Mariei. Iosif, soț, soțul Mariei. Mulțumesc de completare. Așa, însă știm că Dumnezeu se uită în inima lui Iosif și spune, Iosif era un om neprihănit. Și asta Completează și acoperă orice ar fi aici, pe acest pământ. Și mi-am propus și îmi doresc ca anul acesta să lucrez la aspectul acesta al neprihănirii, a vieții mele personale și intime cu Dumnezeu, ca acolo când Dumnezeu se uită în inima mea, să poată să spună și despre mine. Cornel este un om neprihănit. Doamne, ajută. Și ce înseamnă să fii neprihănit? A fi neprihănit nu înseamnă a fi fără păcat, perfect. Ce înseamnă că atunci când ai greșit, știi care este soluția pentru a remedia greșala și relația ta înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Pentru că la un credincios autentic, dorința fiecărui credincios este de a fi pe placul lui Dumnezeu și ori de câte ori se murdărește cu lumea aceasta, cu păcat, atunci el este nemulțumit. El este nesatisfăcut. El este mânit. Critic. Da, și din perspectiva aceasta, el încearcă să găsească o soluție, să remedieze această relație și această stare interioară pe care o are. De aceea, a fi neprihănit nu înseamnă a fi fără păcat, nu îmi propun să fiu fără păcat, Scriptura zice că unul singur a fost fără păcat, da, Domnul Isus Hristos, dar îmi propun că ori de câte ori conștientizez sau Duhul meu, interiorul meu, este mâhnit, supărat, datorită unei atitudini, să găsesc soluția, să remediez, în așa fel încât Dumnezeu să se uite la mine și îmi doresc foarte mult să fiu un om neprihănit. Foarte frumos, Domnul, să ne ajute, într-adevăr, asta e chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi, și aici avem de, de lucrat fiecare, având resursa cuvântului, a Duhului Sfânt. Revenind la subiectul nostru, aș vrea un pic să, să prezint câteva din răspunsurile pe care corespondențe și le au dat la această cercetare. Așa cum spuneam, în 26 de țări ale lumii a fost realizată această cercetare despre modul în care oamenii văd religia și uh, rezultatele cumva finale arată faptul că europenii au mai puțină încredere în religie decât media globală. Poate surprinde cumva, și pe mine m-a surprins, știind că în Europa încă avem câteva țări uh, cu un background creștin și cu un etos aparte valori conservatoare, însă față de media globală cifrele sunt un pic mai jos în Europa. Însă, cum la prima aparență, cum vi se pare această constatare să fie secularizarea cauza aceasta că de la an la an oamenii își pierd tot mai mult încrederea în religie și o să ajungem să vorbim și despre ce e mai important, religia sau relația cu Dumnezeu, așa cum a spus dumneavoastră? Ce pot să spun vis-a-vis -vis de aspectul acesta, este faptul că religia este știința despre Dumnezeu și cât se poate cunoaște despre Dumnezeu. Și din perspectiva aceasta, dacă religia rămâne doar o știință, atunci e normal că vin alte științe, și astea sunt atâtea abordări cu privire la tot felul de subiecte noi și tot felul de domenii noi și interesante bineînțeles, încât religia scade în valoare, nu mai este de interes. Mai mult decât atât, avem și contraargumente Oameni ai religiei, atunci când clatează, de fapt diminuează această perspectivă frumoasă, colorată, cu privire la, la, religie. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este de fapt să faci ceva. De aceea, nouă, ni se pare acum că a fi religios înseamnă doar a face ceva și te limitezi doar la acest pas în a face ceva. Însă religia este mai mult decât a face doar ceva, ci înseamnă a simți, înseamnă a avea sentimente, înseamnă a explora inima sau interiorul celuilalt și să vezi cum poți să completezi acolo. A empatiza. A empatiza. Pentru că, de fapt, Domeniul acesta al religiei a scăzut pentru că oamenii au devenit centrați sau concentrați Prezice. pe ei, pe ei înșiși. Și aceasta, de fapt, scoate în afara sferei de, eu știu, influență și a vizualului, scoate pe Dumnezeu, scoate religia. Religia nu mai este de bun augur și nici nu este ceva ce mă interesează. Pentru că atunci când vorbesc de religie, eu trebuie să fiu preocupat de celălalt, de nevoile celuilalt, de sentimentele celuilalt. Versetul pe care l-am citat mai înainte vorbește despre tocmai de a avea grijă de văduvă, de orfan, adică de a face ceva pentru cei care sunt în adevărata nevoie. Ei, în momentul în care eu mă centrez pe toată atenția pe mine însumi, devin din ce în ce mai egocentric, cu siguranță că atunci religia nu mai este o valoare caut lucruri care să mă satisfacă pe mine. Și din perspectiva aceasta vedem materialismul, care are un efect foarte puternic și asupra noastră, a românilor. Da? Noi eram mult mai religioși atunci când eram mai simpli, să nu zic săraci, mai simpli, atunci când nu aveam posibilitățile de a ieși în exterior și de a acumula și aduna atâtea bunuri, eram oameni cu frică de Dumnezeu. Acum s-a pierdut acest element al, al fricii de Dumnezeu, în sensul că știi că cineva există o divinitate, cineva deasupra care vede mai mult decât vedem noi oamenii, cineva care ne supraveghează de sus și din perspectiva aceasta tot ceea ce înseamnă credința noastră despre Dumnezeu nu mai e atât de important pentru că noi oamenii am dat la o parte orice element exterior care poate să intervină și cu nepăsare, cu preocupare pentru sine, da, ajung să fiu eu în centru atenției și atunci toate lucrurile mi se cuvin mie, adun pentru mine și eu pot să rezolv lucruri, eu am soluții astăzi, am și cu ce, de aceea n-am nevoie de nimeni în viața mea. Vedeți, dacă altă dată vecinii erau buni prieteni, se căutau unul pe celălalt pentru că aveai nevoie, să prumuți, sau atunci când ieși în necasă, apelești la un vecin, chiar ieși vorba aceasta românească, că uh, vecinul este mai aproape decât uh, ruda, fratele. Așa. Pentru că ăsta era mediul, eram dependenți unul de celălalt. Ei, astăzi nu. Vecinii nu se mai cunosc. Noi, altădată, ne miram că în societatea uh, cu toate posibilitățile materialiste și așa, vecinii nu se cunosc. Uh, ne miram? Uf, imposibil așa ceva. Astăzi e posibil și în România. Am ajuns și noi ca ei. Am ajuns și noi. Pentru că noi nu avem nevoie de nimeni. Ei, Dumnezeu ne-a așezat în comunitate. Tocmai ca să avem nevoie unul de celălalt. Pentru că asta ne ajută să conștientizăm că noi suntem vulnerabili, că pe lângă faptul că avem nevoie de vecini, de semenii noștri, mai mult avem nevoie de Dumnezeu. De aceea cred că uh, domeniul acesta al. Uh, 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 Relaționării noastre cu Dumnezeu. Sfera aceasta, spunem așa, științifică a ajuns nu numai științifică, dar a ajuns pragmatică, în sensul că Dumnezeu sunt eu. Și n-am nevoie de celelalte lucruri. Și uitați-vă, în Europa modernă, postmodernă, Dumnezeu nu este inclus în nicio ecuație. Și toate lucrurile se rezumă la ce pot face eu și ceea ce poate să oferă statul băncile, eu știu, serviciile, apelez la ei și am rezolvat problema, asigurările și așa mai departe. Da, într-adevăr, așa cum spuneați, Biblia vorbește de vremuri grele, dar nu din punct de vedere economic, social. Și acolo una din caracteristicile pe care Apostol Pavel le menționează e cea pe care dumneavoastră ați și atins-o, iubitor de sine, oameni care vor fi egocentrici. Și, iată că se văd efectele uh, belgienii, sunt cei care spun religia face mai mult rău decât bine și se pare că n-au înțeles adevăratul sens al importanței credinței creștine, așa cum menționați uh, o credință altruistă care se implică în viața semenilor, care e relațională. Uh, Ungaria, Polonia și uh, România sunt țările Refericire mai pozitive cu privire la rolul religiei în societate. Și aici poate aș fi uh, uh, interesat să punctăm efectele pozitive ale credinței creștine. Poate cumva să mai lărgim sfera aceasta. Uh, Mas Weber în uh, lucrarea sa celebră sociologia religiilor susține Faptul că, într-adevăr, societățile în care credința creștină e practicată, dar în sensul real, sunt societăți prospere, sunt societăți care se dezvoltă economic, binecuvântate, am zice noi, în limbaj teologic. Care ar fi câteva efecte pozitive? Și se pare că europenii nu mai văd efectele astea pozitive ale credinței creștine. Știți, când vorbim despre religie și a fi un om religios. Asta are de a face nu cu lucruri instantanee, ci dezvoltă în noi răbdare. Pentru că Dumnezeu, ca un tată iubitor și preocupat de noi, copiii săi, oamenii, Dumnezeu dezvoltă sau stimulează uh, anumite calități și atribute care trebuie să iasă în evidență, uh, să scoată în relief caracteristicile Bune, pozitive, pe care Dumnezeu le-a lăsat în, în, în oameni. Și din perspectiva aceasta, atunci când vorbim despre religie, despre credință în Dumnezeu, de multe ori răbdarea este pusă la încercare. Dumnezeu permite anumite sincope, pauze, în a acoperi nevoile noastre cu scopul de a ne învăța și de a ne ajuta ca să fim oameni cu răbdare, oameni care să nu ne precipităm, oameni care să nu vrem numai decât ceea ce vrem noi și cum am bătut din picior imediat să apară. Ei, în societatea seculară, cum ați amintit mai înainte, în Belgia, de exemplu, oamenii n-au timp pentru răbdare. Ei nu sunt preocupați să dezvolte latura aceasta. Dacă vor acum, s-au dus, au scos și au cumpărat ce au vrut. Dacă vor să se împlinească un anume lucru, ei apelează la cine trebuie, să-i dea instantaneu ceea ce trebuie și au rezolvat ceea ce au dorit. Însă, atunci când noi devenim nerăbdători și nu ne lăsăm preocupați și lucrați de Dumnezeu în același timp, latura aceasta frumoasă pe care Dumnezeu a lăsat-o noi devine sau se atrofiază și noi în loc să dezvoltăm și să uzăm de caracteristice umane, normale, de care trebuie să dovedim, iată că nu le mai avem. Și ne trezim fața faptului că nu știm să acceptăm pe celălalt, nu știm să tolerăm, nu știm să fim îngăduitori, nu știm că trebuie să lăsăm ca lucrurile să se coacă bine până să ajungă la maturitate. Din perspectiva cealaltă, ați amintit de Ungaria, Polonia și din România, țările acestea, unde suntem și noi, fiind cum pas în urma civilizației, să zicem, europene, da, au rămas puțin mai în mură sau au ajuns mai, tăr mai, lent. Da, mai târziu în faza aceasta, da, au remisciențe și au anumite, să spun așa, aspecte care. De fapt, îi ajută ca să înțeleagă că, că lucrurile nu le putem obține peste noapte. Trebuie să mai apelăm și la rude, trebuie să mai apelăm și la vecini, trebuie să așteptăm. Trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne rugăm, categoric, da, trebuie așa, să cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea ceea ce trebuia. Am un prieten bun cu care am lucrat o perioadă în biserică și, povestind așa, el îmi amintea tot timpul lucrul acesta. Eu știu că Dumnezeu rezolvă problema mea. Dar ce mă deranjează este că rezolvă în ultima sută de metri. Asta are menirea sau acest traseu așezat de Dumnezeu are menirea ca să dăltuiască în noi un caracter frumos, acel al a fi dependent de Dumnezeu și a fi răbdător cu semenul meu, a aștepta vremea potrivită aștepta ca lucrurile să ajungă la maturitate și să te folosești de ele la maturitate. Copiii, de exemplu, dacă vor un fruct, atunci când încă nu este copt, îl iau atunci. Bucuroși că l-au rupt, îl pun în gură, iau o gură și constată că fructul nu este bun. Așa, și la aruncă. Însă un om matur știe privindul încă nu s-a copt fructul respectiv. Aștept până se coace și atunci am răbdare să savorez fructul cu toată dulceața și parfumul pe care îl are. Același lucru se întâmplă și aici, cred. Într-adevăr, cred că ar fi multe de, de punctat, însă <coughs> dacă ar fi să rămânem tot în zona aceasta a discuției noastre a efectelor pe care credința, religia le-au în viața noastră, Uh, 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 spre deosebire de, de belgieni uh, Italienii și polonezii, olandezii Au fost cei care în proporție de peste 75% uh, Au spus că o credință în Dumnezeu Sau în forțe superioare Asta dă sens, semnificație, împlinire vieții uh, Noi avem așa în popor o expresie Banii nu aduc fericirea Sau dacă aduc, aduc pe moment Pentru un timp de împlinire temporară Uh, și apoi uh, o nemulțumire sau multe probleme. Și iată că uh, sunt și europeni care au înțeles faptul că o relație cu divinitatea, cu Dumnezeu, aduce împlinire, satisfacție. Mai e nevoie de uh, o ascultare de Dumnezeu în secolul 21, poate pentru ascultătorii noștri lucrurile astea încă sunt așa într-o dilemă de cine să ascultăm mai mult, de eu știu de anumiți lideri, de anumite persoane din societate, vectori de opinie, sau Dumnezeu e peste tot și toate și el ar trebui să aibă întâietate. Da, ceea ce ați amintit despre faptul că atât italienii, cât și polonezii și olandezii uh, au spus într-o mare măsură, într-o proporție destul de mare, că au nevoie de Dumnezeu și că ei se raportează într-un anume mod la Dumnezeu sau la o forță divină, chiar dacă nu numesc Dumnezeu așa cum îl numim noi, dar știu că există o putere, o forță divină și atunci ei respectă lucrul acesta, cu siguranță că asta are de-a face și cu mediul în care au crescut și s-au dezvoltat, în mod special, mediul creștin, biserica, categoric. Pe partea cealaltă, oamenii care au trecut prin greutăți, oameni care au trecut prin situații delicate în viață, ei au experimentat această nevoie ca cineva, Dumnezeu, Divinitatea sau o forță mult mai mare, superioară celea pe care o avem noi, să intervine și să-i ajute. De exemplu, în domeniul emoțional. Acolo, noi putem să spunem vorbe, dar de multe ori, vorbele sunt goale. Noi putem să uzăm de anumite trucuri, să zic așa, pentru a-l scoate din mediul, eu știu, nepotrivit, sentimental, atunci când trece printr-o traumă, atunci când trece printr-o pierdere. Da? Dar în situație de genul ăsta, cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeul tuturor mângăierilor, el este măsură să coboare dincolo de vorbele noastre, care ajung doar la sentiment, să coboare în ființa noastră, în omul nostru din lăuntru și acolo să producă acea alinare de care are nevoie sufletul. Și oamenii au experimentat cu acesta. Trecând prin tot felul de situații de genul acesta, oamenii și-au dat seama că un om poate să spună doar cuvinte sau poate să-ți dea un obiect. Sau poate să-ți dea ceva care să te încurajeze. Dar există ceva și cineva care pătrunde în interiorul tău și te întărește ca să faci față la cele mai grele situații. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, cel puțin, aceste trei popoare, m-am uitat în statistici, sunt popoarele care au fost afectate din punct de vedere al sănătății. În mod special, la olandezi, ei sunt în top cu cancere și lucrul acesta te duce până la margine, când toți spun că nu există soluții, oamenii știu la un moment dat, sau există un punct în care spun, numai Dumnezeu poate să intervină aici. Și uimitor ce constatăm, tot așa din statistici m-am uitat, mulți oameni de genul acesta, italieni, inclusiv, da, olandezi, care au experimentat miraculoasa vindecare, care vine numai de la Dumnezeu, noi știm sigur lucrul acesta, sau pentru ceilalți care nu cred, este o forță superioară. În situații de genul acesta, când tu experimentezi relația cu Dumnezeu, experimentezi că există un Dumnezeu care poate să facă mult mai mult decât noi oamenii, acolo se imaculează această idee, acest concept al prezenței divinității în viața ta și tu te raportezi ca atare la el zilnic. Și asta, de fapt, este ceea ce Duce în direcția aceasta ca noi, oamenii, să răspundem într-un mod pozitiv, cred în Dumnezeu, sau dacă nu zic cred în Dumnezeu, cred într-o putere, într-o ființă superioară și de aceea lucrul acesta are sens. Pentru că ce poate să-ți dea mai mare sens atunci când treci printr-o traumă sau atunci când treci printr-o boală, unde practic medicul îți sugerează că nu există nu există nicio șansă să faci față, nu există tratament pentru lucrul acesta. Și totuși tu, în adâncul ființei tale, strigi la Dumnezeu disperat. Dacă mai există ceva, mai există cineva și vezi că lucrurile se schimbă pozitiv și ajungi la lucrul acesta, cine poate să-ți ia această siguranță a faptului că există o forță superioară, există Dumnezeu care te aude și te înțelege și te ajută. Așa este. Suntem pe final de emisiune. Timpul fuge așa de repede. Spuneam că un procent destul de mic dintre subiecti mai cred în forțele răului, 16% cred în iad și doar 18% în existența diavolului. Nu mai avem timp să comentăm și aceste cifre. Totuși, domnule președinte, aș vrea să. Tragem uh, așa niște concluzii de final. Religia între bine și rău. Cu ce trebuie să rămânem? Cu religia sau cu relația cu Dumnezeu? Da, asta e o provocare. Pentru că religia e bună. Religia ne ajută să căpătăm niște forme, obiceiuri. Și aceste obiceiuri ne duc acolo unde trebuie. Dar dacă aceste obiceiuri rămân doar forme goale, fără esență, fără conținut în ele, atunci obiceiurile acestea nu ne ajută să atingem ceea ce ar trebui să atingă fiecare om, această relație cu Dumnezeu. Relația nu este doar un obicei, da? Relația este în urma unui obicei, dar relația este, de fapt, o legătură care se produce între ființa umană și Dumnezeu însuși. Și dacă îmi permiteți, chiar dacă timpul trece, vă, vă, vă răpesc câteva lucruri, intimitatea aceasta între om și Dumnezeu se întâmplă la nivel de Duhul lui Dumnezeu și Duhul nostru. Acolo există liantul, legătura în care Dumnezeu comunică omului și omul comunică lui Dumnezeu la nivel de Duhul său. Nu la nivel de fizic, de materie, de trup, chiar dacă Picioarele ne duc la biserică, chiar dacă gura cântă o cântare, chiar dacă ochii noștri văd anumite lucruri legate despre Dumnezeu, urechile noastre aud, totuși ceea ce ne creează această legătură este Duhul nostru care se leagă cu Dumnezeu. Și ce vreau să amintesc vis a -vis de aspectul acesta este următorul lucru. Fiecare dintre noi ar trebui să ne deschidem să spunem, Duhul nostru, atunci când Dumnezeu ne cercetează și face la nivelul ființei noastre interioare, cioc, 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 adică bate la ușă, noi să fim în măsură să răspundem lui Dumnezeu și să spunem, așa cum a zis dată profetul Samuel, iată-mă Doamne, iată robul Tău, vorbește-mi pentru că eu vreau să Te ascult. Și acolo se întâmplă un proces extraordinar de, de interesant pe care Biblia ne spune și anume procesul pocăinței. Procesul pocăinței este compus din credință în Dumnezeu, este compus din acest element al regretului, conștientizez ceea ce cere Dumnezeu și îmi dau seama că eu n-am făcut, adică am păcate, sunt păcătos și sunt neputincios de a-mi rezolva problema și apare al treilea element acesta al deciziei mele, a alege să fac ceea ce îi place Lui Dumnezeu. Au unei hotărâri pe care eu o iau înaintea Lui Dumnezeu și spun eu vreau de acum să fac ceea ce îi place Lui Dumnezeu și să nu mai fac ceea ce am făcut până acum și nu-i place Lui Dumnezeu. Aceste trei îmbinate, credința da, cu regretul și părerea și neputința de a fi cum trebuie și dorința mea sinceră de a fi ceea ce trebuie înaintea Lui Dumnezeu, aceste trei sunt de fapt uh, uh, înmănunchiate, de fapt sunt ambalate de Dumnezeu printr-un proces numit uh, nașterii din nou, uh, de metamorfoză a ființei noastre, unde Dumnezeu ne schimbă prioritățile, ne schimbă pasiunile, ne schimbă provocările și din perspectiva aceasta se creează la nivel de duh relația noastră cu Dumnezeu. Da, este o formă, dar forma aceea nu e goală, are conținut. Pentru că eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, citesc din scriptură, Dumnezeu îmi vorbește când eu citesc din scriptură, mă rog lui Dumnezeu în Duhul meu și îi spun lui Dumnezeu, comunic cu Dumnezeu nevoile, necazurile, frământările mele, dragostea mea, pasiunea mea pentru Dumnezeu. Și asta e tot ceea ce contează. Dacă rămânem doar la formă, da, e bună și forma, dar forma nu are conținut și nu poate să mă duc acolo unde trebuie. Dar dacă forma, religia, mă duce la o relație, asta e ceea ce e important și ceea ce trebuie să fie în viața noastră. Doamne ajută, într-adevăr este important și nu doar pentru viața de aici, ci și pentru viața eternă, pentru împărăția lui Dumnezeu. Credința, pocăința sunt condițiile pe care Dumnezeu le pune pentru a vedea, intra în împărăția sa. Domnule Cornel Haureș, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune, vă dorim mult har și binecuvântare și în lucrarea pe care o faceți în familie, în biserică și vă mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Cu mult drag. Un simplu mesaj aș vrea să spun. Noi românii trebuie să stăm aproape de Dumnezeu. El este singura noastră speranță și este oportunitatea noastră de a face și de a fi ceea ce trebuie. Amin. Doamne ajută! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să l-avem cu noi pe domnul președinte Conel Haureș, președinte al Bisericii Creștine pe Evanghelie din România, prezbiter la Biserica Providența din Suceava. Împreună am discutat despre religia între bine și rău. Vă încurajăm să rămâneți într-o relație strânsă, activă cu Dumnezeu, să ascultați de cuvântul său și să vă apropiați de tot ceea ce contează de valorile împărăției lui Dumnezeu. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare aici în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci fiți sănătoși!